Raluca Lăzăruț și soțul său, Horațiu Boeriu, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Sau cel puțin așa pare, dacă privim pozele cu cei doi în care fericirea li se citește pe chipuri. De fapt, se pare că dincolo de poze se ascund detalii mai puțin știute despre celebrul cuplu. Recent, compania de automobile pe care Horațiu o promovează pe blogul său, cunoscut în întreaga lume, i-a impus acestuia să nu se mai afișeze cu soția la evenimentele pe care le promovează și care au legătură cu brandul lor. Motivul? Ședința foto nude pe care Lăzăruț a realizat-o în trecut pentru cunoscuta revistă cu iepurași. Ar putea dăuna imaginii companiei de automobile. Mai mult, producătorul de automobile ar fi fost deranjat de faptul că Horațiu s-a folosit de imaginea lor pentru a o promova pe Raluca, după ce aceasta a realizat mai multe fotografii în care apare alături de mașinile de lux. Se pare că după micul scandal, totul a luat amploare, iar decizia lui Horațiu este surprinzătoare. De mai bine de o săptămână, bărbatul se află în Franța, unde a mers la o cursă cu mașini, la care au fost prezente o mulțime de personalități din întreaga lume. Și dacă vă așteptați să fie însoțit de Raluca, ei bine, vă dăm o veste proastă. Fosta prezentatoare TV a rămas singură-singurică la Chicago și se plimbă tristă pe străzile orașului. Horațiu a pus mai presus de orice banii și cariera, iar pe soția sa a lăsat-o în plan secund. Oare cei doi trec printr-o cumpănă în căsnicia lor sau au ajuns la o înțelegere pentru a nu ajunge la sapă de lemn? Pentru că, dacă Horațiu continua să se afișeze cu Raluca, ar fi pierdut colaborarea cu firma de autoturisme și, implicit, o mulțime de bani. Vreau